La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români. Vă salutăm și de aici, de la Canal 33, în ceea ce se numește Ziua Națională. Avem 105 ani de la evenimentul din 1 decembrie 1918. 105 ani e un prilej de un nou bilanț. Dacă stăm și ne gândim bine, bilanțul ăla e destul de amărât, de fragil, de neașezat încă cu ambele picioare puternic pe sol. Fiindcă sunt multe lucruri care au fost și atunci, exact acum 105 ani, și care sunt și acum încă neașezate. Numai dacă ar fi să facem o mică lecție de istorie în câteva minute și ne-am reaminti cum a arătat ziua de 1 decembrie 1918, am descoperit, poate cu stupoare mulți dintre noi, că lucrurile se vedeau diferit, ca și acum, ca și atunci, de la București, de la Cluj, de la Alba Iulia, acolo unde a avut loc marea adunare din Ardeal, sau din Timișoara, din Iași, fiindcă lucrurile nu au stat nici atunci pe roze. Regele Ferdinand și a lui consoartă tocmai se întorseseră din lungul exil moldovenesc la Iași, după cum bine știm, de mai bine de 2 ani, și generalul Eremia Grigorescu i-a pregătit o adevărată paradă, așa cum vedem și în ziua, și în ziua de astăzi. Și a fost fain și acum 3 zile când a blocat orașul cu totul. Și atunci a fost oarecum orașul blocat, dar atunci din simpatie populară, fiindcă în ciuda faptului că Nămolul era pe străzi, inclusiv în Buricul Târgului, fiindcă nu prea exista pavaj. Dar Nămolul încă mai e prin România. Lumea tot a ieșit atunci la București. Ca să-l primească pe rege, să-l primească pe regina, să-l primească pe Berthelot, reprezentantul francez care se afla de 2 ani și jumătate în România, împreună cu mai multe sute de militari francezi care au participat și ei la paradă, nu ca cei care au participat astăzi, 150 din diverse nații, inclusiv din Franța, iată cum se păstrează o oarecare tradiție. Dar undeva la sute de kilometri românii se întâlneau în Ardeal pentru că marcau unirea cu țara, fără ca Bucureștiul să realizeze pe deplin ce a însemnat acest lucru, în timp ce în Banat existau niște mișcări ale armatei sârbe care primiseră ok-ul să intre și să facă oarece curățenie. Ok-ul tot din partea țărilor Antantei. Armata ungară a lui Bela Kun se pregătea și el să se distreze, se pregăteau și ele să se distreze prin Transilvania. De aici și povestea cu campania armatei române în Ungaria și cu cucerirea Budapestei în vara anului următor. Deci, dacă stăm și ne gândim, lucrurile de ieri sunt destul de apropiate cu cele de astăzi. Încă nu ne-am găsit foarte clar drumul. Și atunci e de gândit ce putem să facem, nu neapărat în următorii 100 sau 105 ani, ci în următorii 2-3 ani, fiindcă ei sunt mult mai apropiați de noi. Pot să spun și eu ceva sau mai ai de zis? Nu, tac, te ascult. Dragi români! La mulți ani! La mulți ani! Și atunci și acum e bine că avem speranță. E bine că suntem așa cum suntem, niște oameni toleranți. Că dacă ne uităm la trecutul nostru, ești tolerant, ne uităm la marii noștri înaintași, la cei care ne fac să fim mândri, nu sunt toți Gheorghe sau Ion. Suntem o țară primitoare, o țară care acomodează oamenii în ea și în care oamenii se simt bine. Și chiar dacă mulți dintre noi au plecat de stres, de griji, de necazuri, se gândesc cu drag la România lor și așa trebuie să ne uităm și noi. Să facem abstracție de ce vreau să spun acum catalan, de cei care ne conduc. Că dacă ne uităm la cei care ne conduc, vom fi nervoși. Dar asta este despre bucurie. Și ei și noi. Este despre bucurie, este despre România noastră frumoasă, cu bunele și cu relele ei. Da. Cu timpurile care n-au fost tot timpul bune, nici acum nu sunt neapărat bune. Dar suntem acasă și cei care, chiar dacă suntem acasă, suntem români. Simțim în același fel. La fel cum în Craiova sunt comunități de italieni în continuare, după 100 și ceva de ani de când construiau acolo palate, și cei care sunteți departe, nu uitați că sunteți români. Și măcar în momente ca ăsta să trăim, să ne simțim puțin mai bine, să fim mai bucuroși de țara care ne-a făcut. Înainte de a vă spune încă o dată la mulți ani, vă spunem doar atât. Nu uitați, schimbarea începe cu noi înșine, întotdeauna. La mulți ani!